Trei agenții județene pentru ocuparea forței de muncă din țară, printre care și cea din Hunedoara, au câștigat proiecte pentru susținerea tinerilor cu vârste între 16 și 29 de ani, care nu au reușit să se integreze pe piața muncii din diverse motive și care nu sunt cuprinși în programe de educație sau formare să intre pe piața muncii. Proiectul câștigat de AJFM Hunedoara, în care mai sunt parteneri instituția similară din Bihor și două companii din regiunea de dezvoltare Vest și Nord-Vest, are o valoare de 4 milioane de euro, iar astăzi a avut loc prezentarea și lansarea oficială a acestuia. Ideea acestui proiect a pornit de la nevoia de a ajuta tinerii din județ. Suntem un județ destul de greu, suntem un județ cu multe probleme. În acest moment avem aproape 7.000 de șomeri în evidență și ne-am gândit la lansarea acestei linii pentru acest proiect, că ar fi bine să venim în sprijinul tinerilor. Proiectul este din Fondul Social European, programul Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 2, îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NITS. Categoria NITS ce înseamnă? Sunt tineri care nu urmează o calificare, nu urmează o formă de învățământ și nu muncesc, nu au un loc de muncă în momentul în care vor fi înscriși în grupul țintă. Grupul țintă este format din peste 1.000 de tineri neincluși pe piața muncii, iar la final vor fi premiate cu câte 25.000 de euro fiecare cele mai bune 14 planuri de afaceri prezentate de beneficiarii proiectului SICONET, Servicii Integrate, Calificare și Ocupare pentru Tinerii NETS. Avem în acest proiect campanii de informare și ne propunem să informăm 10.000 de persoane în cele două regiuni, regiunea Vest și regiunea Nord-Vest. Ca și grup țintă, vom avea 1.051 de tineri între 16 și 29 de ani, conform ghidului solicitantului, care vor fi incluși în acest proiect. În prima fază vor fi profilați de către AJFM Hunedoara, respectiv AJFM Bihor. Îi vom identifica care sunt în categoriile ușor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil și foarte greu ocupabil. Din cei 1051 de tineri NITS, vom organiza cursuri de calificare la un număr de 840 de tineri, dintre care ne propunem minim 740 să și finalizeze acest curs, iar la 56 de tineri vom organiza evaluări de competențe, adică presupunând că au deja o meserie, știu deja, au abilități și doar au nevoie de acest certificat și de evaluare. Prin colaborarea dintre AJFM Hunedoara și partenerul privat din județ, se urmărește ca la finalul proiectului peste 450 de tineri să-și găsească un loc de muncă. La final, bineînțeles că acest proiect are și niște rezultate, este un proiect îndrăzneț, complex și dificil, motiv pentru care am luat alături de noi un partener, noi cel puțin din Hunedoara suntem norocoși, avem un partener cu o vastă experiență în proiecte, pe doamna Simona Cojocărescu. Avem ca și rezultate angajarea tinerilor, un număr de peste 450 de tineri și cursurile de antreprenoriat, iar la final partea de premiere. În cadrul acestui proiect, tinerii nu vor face doar cursuri de calificare propriu-zisă, ci și o inițiere în ce privește digitalizarea, competențele în acest domeniu, în momentul de față, fiind indispensabile pentru o avansare pe plan profesional. În afară de formarea profesională în meserii pe care ne dorim să le actualizăm în timpul celor 24 de luni cât va dura proiectul, astfel încât să vedem cam ce ne cere piața forței de muncă și să adaptăm tot timpul programele de formare și să le dăm o șansă celor care doresc să se reintegreze pe piața muncii. Avem cursuri în IT. Așa cum știți, este un obiectiv al Comisiei Europene în perioada următoare. S-a constatat că, deși folosim toată ziua instrumentele astea IT, suntem puțin analfabeți din punct de vedere digital. Este important
să îi canalizăm pe tinerii ăștia să învețe niște competențe digitale care să le ajute în următoarea meserie, indiferent la ce nivel este aceasta. Deci fără IT nu se mai poate. Deci o să lucrăm mult pe partea de IT, unde avem experiență. Totodată, în cadrul proiectului SICONET se va da o importanță deosebită și dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul tinerilor. Tot în paleta asta largă de posibilități de ocupare există și antreprenoriatul. Așa cum știți, în România nivelul antreprenorial este destul de scăzut, deci avem niște moșteniri din astea care ne-au împiedicat să avem un nivel antreprenorial ridicat și atunci avem programe de formare în domeniul antreprenorial. Se termină și astea cu niște premii, adică 14 din tinerii ăștia care doresc pot să-și facă o formă juridică, da? Ori un SRL, ori un PFA, ori o întreprindere individuală și să pornească o afacere și le dăm și niște subvenții. Partenerii în acest proiect consideră însă că nu subvențiile sunt cele mai importante în această situație, ci convingerea tinerilor că doar prin integrarea lor pe piața muncii se pot dezvolta din punct de vedere profesional. Eu zic că nu este un scop obținerea acestei subvenții, scopul este să ridicăm nivelul antreprenorial al categoriei de tineri de nivel A, adică cei care au rămas în afara pieței forței de muncă dintr-o întâmplare, nu fiindcă nu sunt capabili să ocupe ceva pe piața forței de muncă. Așa cum spunea doamna directoare, proiectul este foarte greu. Deci tot ce se lucrează cu omul este ceva foarte greu. Trebuie să ne luptăm și cu prejudecățile care spun că de ce să muncesc, mai bine să stau. Și atunci, pe lângă aceste cursuri, există activitățile care să ne facă să-i convingem pe tineri că piața forței de muncă este singura lor variantă. Proiectul celor de la JOFM Hunedoara are ca termen final de implementare data de 21 septembrie 2023.